Doamna, doamna Condurache a rămas. Viteză în Ferrari. Și să vină năsturică. Rari, rari, rari. Și acum că suntem mai mulți. Acum că suntem mai mulți am o nouă provocare. Nu eram destui smintiți. Mai trebuia și eu. Eu mă ales așa. Doar că am o nouă provocare. Hai da. Atenție. Eu vreau Pasca. Fiecare cuplu trebuie să desemneze cât un reprezentant. Deci avem 1, 2, 3 cupluri în momentul ăsta în platou. Cine sunt capitani de echipă? Uite, recunosc. Care credeți că are noroc? Atenție, ține de noroc. Eu vreau să mă ofer că vreau să fiu finuț. Da, să Elvis e okay. Odată, Omar, Elvis, Omar și... Și Matias. Și Black Matias. Ce facem? Va trebui pe rând să băgăm mânuța în acest bol. Tragem un bilețel care are un număr. Așa. Numărul respectiv are, corespunde unei piese. Așa. Piesa va apărea pe ecran. Iar voi va trebui să cântați piesa într-un alt stil față de cum e piesa originală. Mamă, ce complicăciune! Versurile le am, da? Bine. Și încercăm cu Omar, primul. Hai, Omar! Bineînțeles! Doamne ajută! Doamne ajută! Ia și vreo! A căzut, a căzut! Ia să vedem! A căzut în loc, da! Ce scrie acolo? Scrie... Numărul, stai... Cine m-a făcut o mare Delia? A, nu sunt numere, e chiar piesa, am înțeles eu greșit. Evident. Hai să vedem. Delia, așa cine m-a făcut o mare? Asta e piesa, perfect. Și trebuie să o cânt într-alt stil. Stai așa să avem cu, stil, doamna, cu doamna Maria. Adică dimpreun vorba lui Dumnezeu. Și eu nu am cum să-i ajut? Niciun fel? Da, dar... Alt stil, aici sunt versurile. Și cum să piesa originală, știți, da? Cine m-a făcut o mare? A, doar refrenul. Nu ca aia. Aia separat, dar asta e de aici. Păi și nu s-au consultat înainte, mă, de unde? Acum, asta e totuși mecheria. Nu contează improvizație. Ok, improvizație. Stai puțin. Deci, știi asta? Cine m-a făcut o mare? Nu m-a întrebat ce mi se pare. Mi se pare că e nedrept. Nu mi se pare că e corect. Cine m-a făcut defect? Mi se spun, mi se pare că nu-i corect. Foarte tare! S-a terminat super! Foarte tare, Elvis. Bravo. Ai, perfect. Este capitan. Deci eu sunt. Da, hai. da. Mirela, te rugăm. Nu are nimic. Asta scuze, că ți l-am dat jos, Doamne ajută. Avem piesa este. Am avut multe femei. Adi de la Vâlcea, am avut multe femei. Noi nu. Vai de capul meu. Știe cineva piesa? Chiar să nimerea pentru cum Elvis. Trebuia să spui asta ceva. Vă dă textul și voi o faceți în alt stil. În alt stil. Ok. Hai să vedem. Nu contează cum e originala, da. Nu mai contează, facem noi. Dar chiar așa numai eu știu piesa asta. M-ai îndoit cu foile astea tăli. Cer scuze, nu e piesa. Nu există. N-are nimic. Tragem altul. Tragem altul. Al bilețel. Da, mai tragem o dată. Exact. Vali Vigelie, mare petrecere. Asta, să fie, da, să vedem, avem. Mi se pare că e la 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 la. Nu contează cum e. Aia e melodia. Așa e. Hai să vedem. Faceți cum vreți. Mirela, cum vrei. Vali Vigelie, mare petrecere. Acum, gata. Așa. Pe metrică, cum vreți voi, nu cum cântă Vali, că nu trebuie. Așa. Dacă vreți, puteți să-i ajutați. Toată lumea se distrează, e petrecere. Distracție e sus paharul, ne facem viața frumoasă. Așa e. Corect. Așa trebuie să fie, uităm supărările. Și cu dată? E mare petrecere, e mare petrecere. Bravo! Bravo! Black Matias! Paranghelie cu cozonac și o piftie merge. Merge, merge. Paranghelie cu șase. Cozonac cu șase ingrediente. Ce avem? Taraful rutenilor. Ziua în care tu m-ai sărutat. Păi nu trebuie să cânti ca Eldana. Orice vrei tu să ai textul. Da, separat. Original e ziua în care tu m-ai sărutat. Păi da, mă, dar nu e... Păi spune-mă că trebuie să cântec. Deci, voi nu trebuie să cântați, trebuie să o faceți cum vreți voi, da? Alt stil. Nu punem tot aici. Filmul la viteză Ferrari, dacă tot le-a plăcut. Ia să vedem. Nu, pe șase. Trebuie să cântăm un... O brează. Păi total, altă lidit. Doamna Condurache, dați-i două peste care nu spuneați cum ați bătut pe mine. Dați-i... Ziua în care tu m-ai sărutat. Mi-a adus viața, mi-ai dat-o peste cap. Bune buzele tale, dulci ca mierea. La 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 la. Îmi iau puterea.
Ochii tăi, când o să am ochelari ca tine, o să văd. Bravo, Daniela! Super! Și acum fiți atenți la următoarele. Omar, mamă, din următoarea piesă trebuie să faci trapanea. Cu mafia. La asta ne pricepem, poți să iau patru deodată? Una? Anu, cu mafias. Da. Te bagi împreună cu colegul? Piesa este? Avem Smiley, e ziua în care. Hai, Smiley, ziua în care. Avem voie? Asta da, da, vă dau eu voie. Vă dau eu voie să colaborați la asta. Ei, da, că au pastea cu trapanele, Danielul. Am. Tragem ușoară, e mandă să terminăm. Sfârșit. Stați că mă dau eu dacă vă pun. Nu, că avem nevoie și de tine. Vreau să-mi ții și mie o tobă direct. De-aia dă sistem. Da, acum. Hai, dă-ți mai mare. Te rog eu. Mai văzut mai mare, mai ai făcut tobă. Una de gât, așa. Tu ești cu metrica de gât. Eu eram mic, eu nu eram cu metrica când ai înțeles. Hai, cursucu. Am terminat piesa, gata, Mirela. Da. Una pentru toată lumea. Ia nu să înțeleg. Vedem. Adică ia să cântăm toți ceva ce nu știm ce. Da. Alex, minim doi. Minim doi. Că nu ne-am consultat asta înainte. Asta era aia. Ăla e. Dragostea se face minim doi. Și acum trebuie să o facem. Trebuie să ținem. E recent. Așa. Și eu mă uitam la Vali Vigelie. Măi, Vali, îmi curge aici. Așa. Zice așa. Și trebuie neapărat, deși alt ritm, cu totul alt ritm. Vino în coace, negrule, bagă ceva, dă tramanele alea ca să... Hai, hai. Ia uite. Ia, schimbăm ritmul. Dragostea se face minim doi. Hey, e secret, rămâne între noi. Dragostea se face minim doi. E secret, rămâne între noi. Așa e. Dragostea se face între noi. Bagă ritmul. La 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 la. E secret, rămâne între noi. Noi putem să continuăm. Pe pom șacala ca e fierbinte de tot. Princii se rucă de șerpul Sahara. S-a prinde iapul, arde ca țigara. Nu stinge nici apa, nici Niagara. Bravo! Asta e! Frate, am o singură întrebare. Noi la masă, când ne așezăm? Acum! Haideți, acum. Haideți la masă! Hai, să vedem. Hai fiecare ce să dorește. Să mâncăm și de bucate alese. Avem prăjituri, avem... Auzi? În afară de dumneavoastră, doamna mea, domnul meu, îmi pare foarte rău, dumneavoastră sunteți scutiți. Hai, bursucule, da, voi rămâneți, deci noi suntem scutiți. Așa, am înțeles. Cu șase. Am o întrebare pe care vă dați seama că urma să vă adresez. Ce gătește Mirela și anul ăsta de Paște? Ce a gătit? Ce bun e. Cozonaci. Bun. Pască. Bun. Nuci umplute. Are rahat. Prăjituri în foi. Aici e cu desertul. Acum prăjituri și foi. Noi care nu ne auzim între noi, o secundă. Prăjituri în foi, plăcintă de brânză, plăcintă de loblanc, plăcintă de mere. Și toate astea le iau la pachet pentru că mă duc la prietena mea, Maria Buză. Și acolo să vezi petrecere. Exact ca melodia mea care o să o cânt. Și unde te duci? Tocmai la Horezul, unde ei deja s-au mutat și au făcut acolo o pensiune. Abia aștept să ajung. Nu, e prima oară. Ei tot ne-au invitat. Dar eu nu înțeleg, dacă tu ești invitată, de ce te duci cu portbagajul plin de mâncare? Pentru că bucatele făcute de mine există, păi sunt unii cazi, tu. Tocmai, asta-și dorește Maria. Asta-și dorește și a zis Mirela, salata ta aia de beof și drobul, nu face nimeni și cotonaci. Ai evitat de stufată la cuptor. Și stufată la cuptor, dar nu știu cum o să le ducem pe cuvânt. Nu știu, o să încerc să fac cum fac. Mai mâncăm noi din ce a mai rămas. S-a făcut. Vă pupăm, vă mulțumim, Hristos a înviat, vă ascultăm cu dragoste.